repede! Nu mai gata, nu mai vreau să mai joc. Stai puțin că nu... Nu-ți place? Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și sunt astăzi aici împreună cu iubita mea, Adriana. Din câte vedeți în spate, încă mai sunt baloanele de la ziua iubitei mele de ieri. Și astăzi o să încercăm să ne dăm seama de aroma acestor biluțe care sunt special făcute pentru cei care vor să facă sport. Sunt niște biluțe proteice, să zic așa, făcute din, pe exemplu, astea sunt făcute din... Nu spune, ca să nu știm, nu citi de pe ele. Ok, nu citesc de pe ele. Așa, trebuie să ghicim ce aromă au și din ce sunt făcute. Sunt... naturale, sunt super bune pentru cei care merg la sală și de asemenea aveți un link în descriere de la produsele acestea dacă vreți să vi le cumpărați și voi sau puteți să comandați de la Prozis pentru că de acolo sunt cumpărate orice produse și aveți 10% discount dacă folosiți codul RADU la finalul comenzii voastre. Dar să știți că sunt bune și nu doar pentru sportivi, adică sunt, poate să fie un snack foarte bun și pentru orice persoană. Da, așa că aveți totul în descriere. Dar înainte să începem, după cum v-ați obișnuit, nu uitați de platforma Boosteroid, locul unde vă puteți juca jocuri pentru PC, iar chestia nouă de acolo este că vă puteți juca și pe telefon aceleași jocuri ca pe calculator, fără niciun lag, fără nicio problemă, vă trebuie doar internet și puteți să vă jucați. Aveți un link în descriere. Mamă, e foarte tare chestia asta pe telefon. Hai să-i dăm bătaie. Hai, cine se leagă primul? Păi, leagă de tu, hai că ești invitată. În vlogul meu, ce vrei, hai. Asta este. Bine, dragă, haide. Ok, dragilor, nu știu cu ce să încep din toate astea. Sunt foarte ciudate. Hai că începem cu una clasică, zic eu. Ia uitați-vă aici. Asta este. Mamă, chiar sunt curios dacă o să-și dea seama. Dar îmi dai o bilă întreagă? Nu-mi dau o bilă întreagă. Nu-ți dau o bilă întreagă. Bine, hai că nu-ți dau o bilă întreagă, îți dau un pic mai puțin. Uite, poți să muși din ea. Cu ce e? Cu stafide. Cu stafide, ok. Are și stafide. Care e aroma principală din ea? Din ce e făcut? Ha? Mamă, deci e chiar ciudat. Simt doar stafidele, parcă aș mânca stafide, da. Și atât? Mm-hmm. Nimic altceva? Nu dau seama. Ok, deci punctul ăsta l-ai pierdut, îți spun din ce erau făcute. Nu vrei? Să-l pierd? Nu. Păi mai zi ceva atunci. Din ce crezi că e făcut? Morcovi. Da. Deci, wow! Tu ai dat-o la oha acum, că ai zis că nu ți-ai dat seama. Ai dat-o la oha? Nu știu, mă gândeam și eu așa. Ce poate să fie cu gustul ăsta? Doar morcov. Deci e corect sau nu? E corect. Hai un punct, deci. Bine, da. Ok. Dar ce bine să-l ia cu morcov. Trecem la următorul, care este ăsta. Mamă, sunt foarte curios să văd dacă îți dai seama la ăsta. Pentru că eu nici nu știu. Mamă, cum arată și biluțele. What the fuck? Deci, uitați-vă un pic. Mamă. Diferite la culori? Da. Da? Da. Sunt foarte cate. Ok, hai. Mi-ai pus-o la nas? Hai, da, ia. Ia vezi, mamă, e chiar ești curios. Îți place asta? Da. Serios, îți place? Din ce e? Hai să ne dacă dai seama. Are gust de gem. Ok. Are gust de gem? Mm-hmm. What the fuck? Sincer, are gust de gem, așa. Așa, și? De majun. De majun. Are gust de majun. Asta zici că e majun? Nu, sprune. Nu. Nu sprune? Nu sprune. Dar ce are gust de majun? Nu știu. Deci, frate, poate să fie. Nu știu, hai, îți mai dau o șansă. Hai, nu te las așa, îți mai dau o șansă. Păi nu știu, tot stafide, zic, că altfel nu, alt gust nu. Ok, este din sfeclă. Este din sfeclă. Nu cred că aveai cum să-ți dai seama. Ce bună îi? Serios? Da! Din sfeclă! Are gust de majun. Foarte tare! Uite, hai că-ți mai dau una acum, chiar sunt curios și la asta. Pentru că eu cred că ar trebui să fie un gust care... Da, la consistență să știi că era mai tare, ca. Da? De fapt, cine tot vorbesc aici și tot dau dinainte? Ok, ia gust-o pe asta. Ha, miros la fel? Da. Aproximativ. Gust-o pe asta, să vezi, chiar sunt curios. Deci eu asta cred că ar trebui să-ți dai seama din prima, da? Pentru că e un gust, să zic așa, familiar. Sau așa ar trebui să fie. Chiar îți curios dacă îți dai seama. Ia, ce simți? E ceva asemănător? Ce? Are sens, e asemănător cu a doua. A, păi nu cu a doua, zic un gust familiar. Ce are ceva semințe mici așa prin ea. Ok, așa. Smochine?
Nu. La ce? Nu știu. Nu, chine? Nu. Mai dau o șansă, te mai las? Nu știu, are ceva semințe mici prin ele. Da, puile, are semințe mici prin struguri? Ele. Struguri? Nu. Nu, atunci nu. Ai renunțat? Da. Ok, este din alune. Alune? Alune. Niciodată în viața asta, mă minți. Nu, alune. Deci chiar e făcut din alune. Deci biluțele alea sunt făcute din alune, frate. Du-te, pleacă. Ok, mai avem încă unul. Chiar sunt curios aici. Nu pot crede că nu ghicesc deloc. Nu, hai că ai ghicit una. Hai, ultima. Vedem care ghicește mai multe. Deci chiar sunt mega curios. Acum oricum tu știi. Ia. Dacă hai. Nu zici una, zici alta. Dar nu-ți mai dau ție nicio șansă, să știi. Ia. Mai numai o singură șansă. Bine, ok. Ce-o miroase. Ia vezi, mă. Asta ce zici? Ce părere îți dai tu despre treburile astea? Nu, la fel. A? Nu am niciun gust acum, sunt toate la fel. Cum să fie toate la fel? Nimic diferit la asta? Nu îmi dau seama. Bun, dă-o atunci, zi ceva. Toate de gem. Deci zici că e de gem și asta? Da. Păi? Are gust de gem. Bun, hai, dă verdictul final. De gem. De gem? De gem de ce? De prune. Da. Da? Da. De gem de prune? Nu e de gem de prune, dar de prune. De prune? Da. Vezi, am gust de gem, ți-am spus. Ok, dă-ți aia jos. M-am pentru că a venit de rândul de meu acum, dragilor, de gem de prune. Ok, hai, acum o pun eu pe cap și tu trebuie să-mi dai. Le-ai arătat la cameră? Da. Bun, hai. Lumea le știe, le cunoaște, tu trebuie doar... Hai că le-ai pus aici într-o ordine, dar eu ți le amestec. Bine. Poate ai făcut vreo jumecherie. Ok. Eu sunt pregătit. Ok, uite, o să încep cu, nu cu asta. Cu ce? Ia. Uite, o să încep cu asta. Ok, nu cu asta încep. Mamă, deci chiar ești curios. Cu asta pusă pe ochi, nu știu dacă ați încercat vreodată, dar e super greu să ghicești gusturi. Wow, ce culori mișto au. Gata? Da. Hai, mușcă. Ce gust are? Băi, tu chiar ai avut dreptate. Au gust de gem. Vezi, ți-am zis. De gem magiun. Din ăla bun. Magiun, de magiun au gust. Băi, nu știu. Și au arome așa diferite. Au arome diferite, sunt cu stafide, dar super gustoase. Și de ce? Stai să mă gândesc, am două variante în cap. Hai, te las să te gândești. Sfeclă? Sfeclă e? Da. Deci nu te sfeclă. Cred. Băi, dar se simte un pic de sfeclă ce-i drept. A, că tu mănânci la sfeclă ce-i drept de... Băi, am mai mâncat. Hai, lasă. Nu, mai... știi care e ideea? Că mie nu-mi place sfecla deloc. Nu-ți place sfecla? Nu-mi place sfecla deloc și de asta cred că o simt mai repede. Deci... Și da, astea sunt foarte bune, au gust de gem efectiv. De, nu se compară. Ei sunt foarte jumeche. Okay. Nu vine să cred, mă, că sunt așa bune biluțele astea. Deci efectiv nu vine să cred. Pe asta o să okay. Așa. Mă, iubire, nu vezi, da? Tu cât ai ghicit? Două, da? Două am ghicit. Mamă, deci eu trebuie să ghicesc trei ca să câștig. Iubito, trei ca să câștig. Hai. Ia. De ce are gust? Dai puțin că nu... Nu-ți place? Îmi place, dar ăsta are ceva mai multe, nu știu, ceva prin el. Ce? Nu știu, mai multe stafide sau ceva, semințe, ceva, sunt mult mai predominante. Așa. Mamă, deci aș zice o porcărie, dar nu știu dacă e bună. Alune? 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 Alune, da, alune. Mamă, alune! Frate. Deja două șef pe ăstea, deci, șef pe biluțe. Deci au fost două din două. Două din două. Deci în momentul ăsta, dacă mai ghicești doar una singură, ai câștigat. Am câștigat. Dar ce vei așa aproape de mine? Cum, s-a aproape de tine? Da. Scuze, n-am știut. Păstrează-te, rog, distanța. Un metru jumate. Oh, da, măi. Așa. Suntem în casă, okay? Ok? Ne izolăm, nu circulă virusul pe aici. Ok, hai, o să te dau pe asta. Ok, dă-mă pe. Hai să vedem. Aoleu, okay. Deci cred că când o să-mi dau asta de pe ochi, o să fiu turmentat de lumină. Ia. Hai, zi. Știi? Deci...
Mă jur că nu pot să-mi dau seama. Începe să semene cu cele din anterior. Vezi, ți-am zis, la un moment dat deja nu mai simt gustul. Băi, deci nu mai am nici habar ce ar putea să fie. Zici. Dar e, ce-i drept, e puțin așa mai, nu știu cum să spun, mai înțepător, dacă pot să-i spun așa. Așa. Mai înțepător, dar dacă e mai înțepător, ce ar putea să fie mai înțepător? Bun, hai, zic, morcov. Nu, eu plec din jocata. Ce, e morcov? Da, eu nu mai stau, frate, la challenge-ul ăsta. E morcov? Da, deci eu nu mai stau. Nu mai gata, nu mai vreau să mai joc. Nu, și am zis, frate, că dacă tu te uiți la ele prima dată, normal că duci ăștia romi. Eu nici nu știu cu ce uiți măcar. Păi da. Nu a fost corect jocul, trebuia să iei 8. Stai puțin, trebuia să iau 8, ai dreptate, dar stai puțin. Nu, nu, frate, nu e corect jocul, dar nu e corect jocul. Eu, tu deja ai văzut toate aromele, normal că te dai doar la 4. Care din alea 4 poate să fie? Eu mă gândeam la toate aromele posibile de pe pământ. Nu râde. Iubire, nu e adevărat, eu nu mai joc. Iubire, frate, stai puțin, că nu-i vorba că le-am cunoscut. Ce? Așa joci tu cu invitații tăi în vlog, nu-i corect. Deci chiar nu mai joc. Iubire. Pe bun, eu am pierdut așa pentru că m-am gândit la toate aromele posibile. Am zis mochine, am zis tot ce se poate spune. Magiunge așa. Oh, Doamne. Tu ai spus băi, doar 4, aveai doar 4 la care să te gândești. Normal că le-ai ghicit din prima. Doamne, mi-a rupt inima, gata, eu am pierdut. Nu, eu am pierdut și gata, dar nu-i corect jocul. Doamne, gata, mai... Deci mi-ai rupt inima, eu am pierdut, îmi pare rău. Lasă, că am pierdut deci... eu, că e așa e corect. Eu am pierdut, dar nu a fost corect jocul. Trebuia să iau și eu separat 4 la pe care tu să nu le știi deloc. Doamne, ai dreptate, Iubire, ai dreptate. Lasă că data viitoare n-ai fost pregătit. Data viitoare cumpărăm 8 de la Prozis și o să facem, o să vedem dacă ghicim aromele. Oricum, pentru chestia asta ți le iau eu, le pun la mine astea. Ce? Păi, ce, invitatul pleacă cu mâna goală de aici? Nu, deci nu pot să cred, frate. Păi stai puțin. Aleg, am venit în vlogul tău. Ok, dragilor, ăsta a fost vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă mai vreți episoade de genul ăsta, să lăsați secțiunea de comentarii. Vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să strângem cât mai repede 400.000 aici pe canal. Dați-mi un subscribe și canalului iubitei mele. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram. Eu am fost Radu, eu am fost Adriana. Și noi ne revedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. V-am pupat, dragilor, și îmi pare rău, scumpă.